colindăm, colindăm iarna cu colinde române. Fuego, colindăm iarna și Fuego este alături de noi. Bună seara, Paul! Bună seara! Tocmai ai ieșit de la un spectacol, ai colindat la Ploiești, din câte știu eu. Da, chiar acum am terminat concertul, poate că sunt un pic mai răgușit pentru că ai cântat un concert două ore. Live necesită și forțarea vocii, dar am cântat cu mare bucurie pentru prahoveni și în special pentru acest oraș atât de frumos, Ploieștiul. Aici este orașul lui Caragiale, orașul lui Toma Caragiu și am venit cu mare bucurie. Am făcut două spectacole astăzi, un matineu și un spectacol de la orele 19. Deci au fost 4 ore de concert și vă dați seama că nu este ușor să cânti 4 ore pentru un public care vine cu drag la spectacolele tale. Am pus suflet așa cum fac eu de fiecare dată. Pe 21 decembrie o să fii și la Iași, publicul de la Iași se va bucura să te vadă. În alte orașe ale Moldovei o să mai ajungi în perioada asta? Da, pe 21 la Iași voi fi prezent la Casa de Cultură a Studenților de data aceasta, începând cu orele 19. Va fi penultimul meu concert acolo, pentru că am hotărât să terminăm turneul național de colinde cu Moldova anul acesta. Iașul, așa cum ai spus tu, vreau să cred că va răspunde invitației noastre pe 21 decembrie la orele 19, pentru că vor fi 2 ore magice în care vom cânta, vom colinda, așteptând nașterea Mântuitorului. De-abia aștept să cânt la Iași, pentru că am foarte multe și frumoase amintiri în zona aceea. Ai spus că o să închei turneul la Iași. În ce alte orașe din Moldova reușești? Păi, mâine vom fi la Constanța, la Casa de Cultură, poi mâine ajungem, mâine vom fi la Târgoviște, așa, poi mâine vom fi la Constanța, după care duminică vom fi la Galați, la Casa de Cultură. Ajungem spre Moldova, da. Da, și de la Galați trecem spre Focșani. Focșani, Bacău, Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Bârlad și Atșut. Da. Sunt câteva din orașele pe care ți le-am spus. În fiecare zi vom poposi într-un oraș al Moldovei și eu mă bucur foarte mult pentru că românii vin la concertele noastre de sărbătoare. Păi, tocmai de-aia am vrut să enumeri orașele din Moldova prin care o să ajungi, pentru că noi suntem recepționați în toată Moldova și cu siguranță mulți dintre ascultătorii noștri de la ora aceasta, dacă nu au aflat încă de faptul că o să ajungi în orașul lor. Am mai dat interviuri în emisiunea ta și îți mulțumesc. Cu mare drag. În această perioadă te gândești și la mine. Este o perioadă încărcată în care artiștii colindă. Fac asta de 8 ani de zile, în cele 2 turnee pe an, dar vorbesc acum despre turneul de Crăciun. Da. Cam 25-30 de orașe în luna decembrie, de 8 ani de zile, sunt pe drum. Eu termin turneul prin 27 decembrie, deci îți dai seama că sunt tot pe drumuri. Dar fac lucrul acesta cu mare bucurie, pentru că am luat această decizie să mă dedic în totalitate publicului meu drag. Și trebuie să recunoaștem că ești unul dintre cei mai așteptați artiști în această perioadă, pentru că ai colinde foarte frumoase, spectacolele tale sunt o bucurie și o sărbătoare. Se încadrează foarte bine în atmosfera asta în care intrăm. Mărturisesc că eu îmi regizez aceste concerte, decorul este conceput de mine, cântecele pe care le interpretez anul acesta în acest concert vor fi cântece semnate pe muzica mea sau Alexandru Malski, pe versurile poetului Grigore Vieru, Carmen Aldea Vlad sau Traian Dorz, un cunoscut autor al versurilor religioase și versurilor din perioada Crăciunului. Am ales să cânt cântecele mele. Chiar dacă mai picurăm puțin cu câte un colind, două colinde tradiționale, cum ar fi O ce veste minunată sau, mă rog, dar voi cânta în acest spectacol cântecele mele de Crăciun, pentru că oamenii deja le cunosc și mă bucur că Iașul, din câte mi s-a spus de la agenția de impresariat, merge foarte bine și o să reușim să facem aceste spectacole. Eu mă bucur că într-o perioadă grea, într-o perioadă în care românii știm cu toții că o duc greu, eu nu am anulat niciun spectacol și sările au fost pline. Asta e cea mai mare bucurie a mea pentru perioada aceasta și cred că cel mai frumos cadou pe care l-ar
putea aduce pentru mine Moș Crăciun. Oamenii au nevoie și de întâmplări frumoase în viața lor, nu se pot gândi permanent la necazuri și la griji. Uite, un concert de genul acesta mai descrețește frunțile, mai încălzește inimile. Știi, o perioadă în care dorim să ne oferim măcar câteva ore de fericire, de relaxare și cu siguranță tu îi faci pe oamenii care vin la spectacolele tale să simtă acest lucru. Da, da, și le mulțumesc pentru că de fiecare dată au fost alături de mine, iar cântecele pe care le-am lansat pe parcursul anilor, atât în videoclipuri, pe DVD-uri sau pe CD-uri, eu cred că au ajuns la sufletul lor. Cel mai recent album al meu de cântece de Crăciun și colinde este albumul Ne-am născut într-o colindă. O să cânt multe refrene de pe acest album și văd că oamenii deja le-au învățat și cântă împreună cu mine. Mă bucură lucrul acesta, sunt foarte fericit că sunt în acest turneu de sărbătoare. Spuneai mai înainte că se împlinesc 8 ani de când tu faci aceste spectacole de Crăciun. Ai grijă, presupun, ca de la un an la altul să schimbi ceva, să aduci ceva nou? Da, de exemplu, toată vestimentația din acest an este creată de doamna Doina Levința, pe care eu o apreciez și o iubesc foarte mult. Este un suflet minunat și un adevărat creator de modă. Veți vedea niște costume mai altfel, dacă vreți, niște costume speciale pregătite pentru acest concert. Avem pe scenă un ecran unde aducem imagini de sărbătoare cu nașterea Mântuitorului și, bineînțeles, mica mea orchestră cu cei 3 instrumentiști și câțiva brazi împotobiți, așa cum îi stă bine acestei sărbători. Paul, mulțumim tare mult pentru că după atâta oboseală cât ai adunat astăzi și emoție și stres, pentru că artiștii, oricâtă experiență ar avea, consumă de fiecare dată mult atunci când urcă pe scenă. Nu este ușor, pentru că, într-adevăr, un concert din acesta, cum să spun eu, a cânta live, ți-am spus, nu este foarte ușor, iar toată energia pe care eu o primesc prin aplauzele oamenilor mă face să merg mai departe. Eu mâncar practic bateriile de la un concert la altul și este un lucru minunat. Te așteptăm așadar, încep să cucerești Moldova, dacă poți spune așa, începând cu Galațiul peste câteva zile. Galațiul, peste câteva zile, mai precis duminică va aștepta Galațiul. Exact, și de duminică... Luni n-am ce să vă aștept, că Focșanul este deja vândut, adică se joacă cu casa închisă. Dar poate cei care mai doresc să vină din Focșan pot să facă la Adjud sau la Bacău sau la Bărrat. Piatra Neamț, apoi și închei turneul la Iași pe data de 21 decembrie. Te așteptăm cu mare, mare drag. La Iași și aș încheia așa: se întorc colindele acasă, cu ele mă întorc acum, măicuța cerului mă lasă să mă așez din nou la drum, să-mi cânt în 4 zări colinda ce mi-au lăsat-o moșii mei, să bată toaca câte-i grinda, iar de pridvor plind clopoței. Eu dăruiesc numai iubire și dăruind îmi este atât de bine. Urarea mea e o strofă de descânt, iar cântul meu se îngeamănă cu tine. Vă doresc sărbători de poveste, Fuego vă iubește și ca în fiecare an vă așteaptă spectacolele lui de sărbătoare. Mulțumim tare mult, Paul! Drum bun oriunde te-ai îndrepta și te așteptăm cu mare, mare drag la ea și uite, o să ne mai colinzi acum. Da, e vremea colindelor, e vremea colindelor și Crăciunul, o să ascultăm. Da. Mulțumim tare mult. Suflet, vă cu mare drag ascultătorilor Radio Iași, un Crăciun colindat de rai luminat. Mulțumim frumos, sărbători fericite și un an nou așa cum ți-l dorești. O seară bună, Paul, numai bine. Să vă aud pe mama s-o sărut.
mi-e dor să vă văd, mi-e dor să vă aud pe mama Sosei. Cerul de stele e plin, colindătorii vin, să fim mai buni, să ne iubim, cu Dumnezeu să fim. Să fim mai buni, să ne iubim, cu Dumnezeu să fim. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. Alături sunt de cei dragi, părinți, prieteni și frați. E seara sfântă, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E seara sfântă, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul, Crăciunul e în inima ta.